în cazul în care o persoană fizică vinde cu un preț mai mare de 450.000 de lei, atunci intervine impozitul pe transferul dreptului de proprietate. Care este în valoare de? Este, pentru ce depășește 450.000 de lei, se aplică 3%. Adică, dacă prețul este să facem 500.000 de lei, să zic, așa, se scad 450.000 de lei, rămâne diferența de 50.000 de lei, se mulțește cu 3%. Și cât asta are de plătit vânzătorul? Are de plătit în lei, bineînțeles. Știu că are de plătit vânzătorul asta în momentul în care se face tranzacția, adică la notar direct. La notar, pentru că noi ca notari avem obligația de a opri impozitul la sursă.